O femeie de 82 de ani din orașul Căușeni locuiește în ocolul pentru vite după ce două case pe care le avea în curte ar fi fost incendiate intenționat. În plină iarna aceasta a rămas fără acoperiș deasupra capului, relatează studiul El Online. Pentru a nu sta pe capul copiilor, femeia și-a amenajat un adăpost în locul în care își creștea vacile, iar de la începutul primăverii s-a mutat aici. Ajunsă la bătrânețe, femeia se află în pragul disperării și spune că nu s-a gândit că își va petrece ultimul mii ani din viață în așa hal. Femeia de 82 de ani spune că într-o lună a rămas fără cele două case pe care le avea în curte. Prima casă a ars pe 6 decembrie, iar a doua pe 12 ianuarie. În perioada de iarnă, femeia s-a mutat la copii, perioada în care și-a amenajat un adăpost în care își creștea animalele. Femeia care întreaga ei viața a ținut gospodăria, a crescut păsări și animale, spune că este neputincioasă în fața nenorocirii care a dat peste ea. Femeia crede că cele Două case pe care le-a construit cu mâinile ei au fost incendiate intenționat. Și expertiza incendiului emisă de direcția situației excepționale indică faptul că sursa focului a fost din afara locuinței, iar poliția caută făptuitorul. Ea a depus o cerere la primărie și la Consiliul Raional pentru a primi ajutor. O parte din banii alocați pentru construcție au fost deja investiți în materiale de construcții.